Salut și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. În videoclipul de față voi dori să testez tensiunea minimă și maximă suportată de acest integrat, un amplificator în clasă D cu PAM 8403. În teste vom vedea tensiunea minimă de funcționare și tensiunea maximă până când integratul se străpunge, se arde. Care sunt aceste limite, veți vedea în minutele următoare. Înainte de a vedea care e tensiunea maximă suportată de acest integrat, acest amplificator cu PAM 8403, haideți să vedem tensiunea minimă de funcționare a acestui integrat. Să micșorăm tensiunea. Micșorăm semnalul pe intrare. Avem 4V, 3,8, 3,3, 2,8, semnalul încă e prezent pe ieșire. Să micșorăm semnalul. 2,6V, 2,5, 2,3, mai micșorăm. Da, până aici. Mărim încet. Da, aproximativ la 2,27, 2,3 să spunem. Sub 2,3V nu mai funcționează. Da? Asta e tensiunea minimă de funcționare a acestui integrat audio în clasă D, amplificator în clasă D. Haideți să vedem tensiunea maximă a acestui integrat. Ne ducem către 5V. Da? 5V. Să mărim la 5,3 ușor. El spune în data sheet că suportă maxim 5,5V. Tensiunea maximă. 5,3. 5,4. Asta e tensiunea maximă suportată, da? Hai să mărim încet. La 5,5V avem 9V, 9V vârf la vârf, da? La frecvența de 1 kHz. Pentru a fi eu sigur că cine știe să nu pleznească ceva în integratul ăsta, să porni și ochelari de protecție, nu știi niciodată. E, acum urmează partea complicată, să mărim ușor. Mă duc către 5,6 și încă e în viață integratul, avem semnal pe ieșire. Ia să ducem la maxim semnalul la ieșire, să vedem unde intră în clipping. Ok. Să fie de la sursa mea, să intre în limită. Un moment, vă rog. Iar acum să mărim peste 5,6. E destul de riscant, că aici poate să cedezi în orice moment. Țineți cont că... Opa, opa, nu mai avem semnal pe ieșire. Mi-a intrat sursa de tensiune, îmi spune că trage 3 amperi și a scăzut tensiunea la 1,8. Ia să vedem ce se întâmplă mai departe. Ce pot să iasă fum din integrat? Nu vreau să știu, nu vreau să-l ating măcar. Am pus limita la 4 amperi. E clar, e copt, dar vreau să văd până unde... Acum el consumă 7,5W, deci integratul așa cum e, consumă 7,5. O să apropie camera de integrat. Păi da, trage ceva. Câți amperi? 4 amperi.
Da, se pare că am aflat și tensiunea maximă. Pot spune că este destul de sensibil și la 5,6 volți deja intră în scurt. Eu am avut sursa în comutație, acea sursă de laborator în comutație construită de mine și aveam limita respectivă de 3 ampere, apoi am mutat-o către 4 ampere. Eu am pus la o altă sursă și se pare că integratul a cedat mai violent decât în cazul acesta. Asta a fost primul test și se pare că integratul a cedat destul de violent. Un pin a și sărit de acolo, din câte se vede. Acesta am încercat să filmez, dar din păcate mi-a cedat când n-aveam camera pe înregistrare. Între teste, testasem tensiunea joasă și când am vrut să urc tensiunea respectivă, se pare că a cedat. Deci, concluziile mele, tensiunea minimă este de aproximativ 2,2 V, 2,3 V, practic, sub 2,3 integratul nu funcționează, iar tensiunea maximă, cred, 5,5 V, deci respectă ce este în data sheet. Deci, nu depășiți 5,5 V, pățiți precum aceste integrate, da? Ok, la final, aș vrea să dezlipesc acel integrat, să vedem și spatele acestora. Hai să-l dezlipim. Ok, gata. Dacă tot suntem aici, să-l dezlipim și de pe celălalt. Cel pe care n-am reușit să filmez momentul când a cedat. Dar vreau să văd și spatele lui. Gata, am reușit. Gata. Am reușit. Cam așa arată spatele. Și cel pe care l-am înregistrat. Și apare și în clip. Spatele lui. Deci cam aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!